Sărbătorile ar putea veni cu o serie de noi restricții în România în contextul în care mutația Omicron a pus în alertă întreaga lume. Șeful de DSU, Raed Arafat, vrea ca toate persoanele care intră în țară, inclusiv cele vaccinate, să prezinte un test PCR. Doar că propunerea nu este pe placul ministrului Sănătății, iar lupta se poartă pe două fronturi. Acum Rafila vrea să ia din atribuțiile pe care le are instituția condusă de Arafat. În legătură cu noua tulpină, ministrul Sănătății spune că cel mai probabil săptămâna viitoare va fi adoptat un set nou de măsuri, pentru că trebuie să ne pregătim pentru orice eventualitate, spune el. Restricțiile care ar putea fi introduse în perioada sărbătorilor au adus ceartă în guvern. Șeful DSU, Raed Arafat, cere test PCR la intrarea în țară, chiar și pentru persoanele vaccinate. Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, și cel al transporturilor, Sorin Grindeanu, se opun. Ei susțin că măsura ar genera haos în aeroporturile din întreaga țară, în contextul în care sute de mii de români se întorc acasă. Ce ați discutat astăzi la guvern despre măsura introducerii testării obligatorii pentru toate persoanele care vin în România? A fost o prezentare făcută de domnul Arafat. Nu era vorba de o decizie să o luăm în guvern. Se testează obligativitatea testării. Rămâne să ne mai gândim. Nu cred că e cea mai potrivită. Soluție în perioada sărbătorilor de iarnă. Între timp, Alexandru Rafila pregătește terenul pentru ca toate măsurile legate de pandemie să fie luate de Ministerul Sănătății și nu de Departamentul pentru Situații de Urgență, condus de Raed Arafat. Proiectele să fie făcute de cei care se pricep și... DSU sau Ministerul Sănătății? Din punctul meu de vedere, Ministerul Sănătății. Noua mutație Omicron continuă să alerteze autoritățile din întreaga lume, inclusiv de la noi din țară. Până acum nu a fost confirmat niciun caz de infectare cu noua variantă, însă există suspiciuni la mai multe persoane întoarse din străinătate. Autoritățile însă încă așteaptă rezultatele secvențierii. Pentru ceea ce se anunță, și anume eventualitatea sau apariției unor focare cu această nouă tulpină, sigur că este nevoie de un plus de precauție. Este bine de știut și de oprit, în primul rând, sau de limitat posibilitatea de a pătrunde la noi această formă de virus. Justifică ca, indiferent cu ce ești vaccinat sau dacă ești vaccinat sau dacă nu ești vaccinat, să faci acest test. Autoritățile au actualizat și lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat. Spania iese din zona verde și intră în zona galbenă, iar în zona roșie au intrat Franța, Portugalia, Mauritius și insulele Mariane de Nord.